Observațiile recente desfășurate de rețeaua de radiotelescoape Very Large Array, VLA, din statul american New Mexico, au dezvăluit dovezele unui câmp magnetic pe exoplaneta stâncoasă YZ-SETI-B, care orbitează o stea la 12 ani lumină depărtare de Pământ. Aceasta este prima posibilă detectare a unui câmp magnetic pe o planetă dincolo de sistemul solar. Câmpurile magnetice sunt deosebit de interesante pentru astronomi, pentru că reprezintă o parte importantă din tot ceea ce face o planetă să fie locuibilă. Fără un câmp magnetic, particulele energetice de la o stea pot eroda atmosfera planetei, astfel eliminând pătura de gaz care poate susține viața. Căutarea lumilor potențial locuibile din alte sisteme solare depinde în mare parte de abilitatea de a stabili dacă exoplanetele stâncoase, similare Pământului, pot avea câmpuri magnetice, au spus astronomii. Cu toate acestea, YZ-SETI-B nu este o planetă locuibilă. Pentru a detecta unde radio de la câmpul magnetic ale unei exoplanete îndepărtate, astronomii au fost nevoiți să-și îndrepte atenția către un exemplu extrem. YZ-SETI-B este situată la mică distanță de steaua sa, mult prea aproape pentru a avea o temperatură propice vieții, și orbitează cu asemenea viteză încât un an pe această planetă durează cât două zile pe Pământ. Astfel, câmpul magnetic al planetei împinge plasma înapoi spre steaua sa, care mai apoi interacționează cu propriul câmp magnetic al stelei, în cele din urmă fiind emise explozii luminoase de energie. În esență, undele radio observate de cercetători au fost o auroră produsă pe stea, cel mai probabil creată de interacțiunile cu planeta. Totuși, echipa nu este sigură în totalitate că aurorele stelare sunt cauzate de exoplaneta YZ-SETI-B. Observațiile viitoare vor putea confirma dacă acest fenomen are loc din cauza câmpului magnetic al planetei stâncoase. Între timp, cercetătorii rămân optimiști că rezultatele lor vor putea duce la viitoare descoperiri importante în căutarea de planete locuibile.